Elena și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu un clipuleț pentru a-l pune pe YouTube, începând de la ce cameră folosesc, ce microfon folosesc, ce lumini, ce background, ce program de editare, cum le folosesc. Sper să vă fie de ajutor, sper să vă placă și haideți să începem! Bună, sunt Elena și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu un clipuleț pentru a-l pune pe YouTube, începând de la ce cameră folosesc, ce microfon folosesc, ce lumini, ce background, ce program de editare, cum le folosesc, sper să vă fie de ajutor, sper să vă placă și haideți să începem! Filmare folosesc un DSLR Nikon D5200 cu senzor de 24 megapixeli, sistem AF cu 39 puncte de focus, are ecran LCD rabatabil, blitz, filmare Full HD 1080, ISO de la 100 la 6400. Nikon D5200 poate fi cumpărat în kit cu obiectivul de 18-55 mm, atunci când eu l-am cumpărat în 2013 a costat în jur de 3400 de lei, acum este în jur de 2900 de lei și poate fi de asemenea cumpărat fără obiectiv și costă undeva în jur de 2000 de lei. Un aparat foarte bun în care merită investit cu siguranță. Pentru a face poze și pentru a mă focusa, folosesc această telecomandă. Recunosc, nu este una originală, aceasta am luat-o de pe eBay, a fost foarte ieftină, a fost în jur de 5 euro, dar merge extraordinar de bine, o folosesc de 2 ani de zile și nu am avut nicio problemă, așa că o recomand cu drag. Microfonul pe care îl folosesc este marca Rode, un microfon de tip shotgun, asigură un sunet bun, vine cu un suport cu rol de suspensie, prevenind preluarea vibrațiilor. Are conector jack mini de 3,5 mm, greutatea de 73 de grame, nu necesită baterie, iar prețul este de 360 de lei. Obiectivul folosit este Nikkor 35 mm f1.8, un obiectiv rapid care separă bine fundalul de subiect, fiind o excelentă opțiune pentru acest gen de clipulețe pe YouTube, iar prețul acestuia fiind de 1000 de lei. Trepiedul pe care îl folosesc este marca Hama, cu înălțimea până la 160 de cm, poate fi repoziționat în diverse unghiuri, are cap reglabil în 3 poziții, coloană centrală complet reglabilă, având și crâlig pentru greutăți. Prețul acestui trepied este de 170 de lei. Pentru a economisi spațiu, am optat pentru două jaluzele opace pe care le-am prins de tavan, au sistem automat de ridicare, le-am achiziționat din IKEA, iar prețul unui stor fiind de 70 de lei. Pentru mai multă lumină în filmare, folosesc un set de 3 umbrele, temperatura de culoare fiind de 6500K, un kit foarte bun, iar prețul este în jur de 400 de lei.
Mai folosești și un bec circular Philips cu temperatură de culoare 6500K, prețul acestuia fiind în jur de 60 de lei. Pentru editarea clipurilor folosesc Final Cut Pro X și iMovie. Final Cut Pro X este un program de editare ce poate fi achiziționat din App Store, prețul acestuia fiind $299. Este un program bun cu foarte multe funcții, iar dacă vreți să vedeți un tutorial despre cum editez în el, îmi puteți spune în comentarii. iMovie este un program gratuit special pentru produsele Mac, fiind gratis, nu vine cu foarte multe funcții ca Final Cut Pro X, dar este un program foarte bun care m-a ajutat de la începutul meu pe YouTube. De asemenea, dacă vreți să vedeți cum editez în acest program, ce chestii interesante poți face cu el, să îmi spuneți în comentarii. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut clipulețul. Dacă v-a plăcut, nu uitați un like și un share, iar noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou videoclip. La revedere! Klaus Michaelson. Klaus Michaelson! Once upon a time. Once upon a time! Mă auzi, nu-i bună melodia asta!